Ne așezăm pe canapea și o invităm pe Monica Dascălu la noi în emisiune. Mulțumim tare mult pentru prezență, Monica! Mulțumim! Bine ai trebuie venit. Să salut, nu? Că v-am da. Auzit! Hey, mulțumesc tare mult! Bine v-am găsit! Te rog, bine ia loc aici lângă noi! Ne și pupăm? Ne și pupăm, Monica, așa mai trebuie, de mine puțin. Da, așa trebuie, să ne simțim bine. Cum e? Îți place aici la noi? E foarte primitor, e foarte așa. Drăgut, voi sunteți foarte drăguți. Mulțumim frumos, avantajul, ne străduim. Avantajul realizatorului TV sau așa. Prezentatorului TV poate să fie pupat în direct și în exclusivitate. Și fără să dar pe preș acasă. Da, cum? În timpul liber n-ar fi reușit. Bun. Monica, tu vii cu o idee interesantă pentru noi. Da, spuneam noi în prezentarea acestui moment că de la Premiul Nobel plecăm discuția de astăzi și vii tu cu un program interesant pentru fiecare în parte. Hai să vedem întâi ce e cu Premiul Nobel. Da, anul ăsta Premiul Nobel pentru medicină a fost luat de un japonez. Un cercetător care a reușit să demonstreze faptul că postul ajută în vindecare. Mm-hmm. Și sunt cuvinte mari, nu? Da, așa e, mai ales cuvântul ăsta vindecare. Da, da, da. Se aude peste tot. Ne vindecăm de tot felul de sunt lucruri, fel de fel de soluții, cum de la concentrare până la celebra aspirină, de la masaj până la lovituri în altă parte, să nu te mai doară deci să te doară capul. Am văzut fel de fel. De ce n-ar fi una și cu postul? E, știm cu toții că de foarte mulți ani postul a fost considerat o cale de detoxifiere a organismului, clar, nu? Da. Dar iată că anul acesta un specialist a reușit să demonstreze faptul ăsta și științific și pentru asta i s-a oferit Premiul Nobel. Și atunci, pornind de la acest lucru, ne-am gândit că e cazul să oferim și noi la rândul nostru un program prin care oamenii să revină la starea de sănătate. A, asta este foarte important, da? Avem nevoie, într-adevăr, să revenim la o stare de sănătate pentru că vedem că oamenii sunt cam triști, cam apăsați, cu probleme de sănătate foarte serioase și ideea e că le începem de la vârstele foarte mici, da? Cum explici tu chestia asta? Stresul, dar și mulți alți factori. Poluare, mediu, sunt foarte mulți factori. Dar hai să începem cu începutul. Ce e postul? Ia să vedem ce e postul, o perioadă ce în care... Voi? Păi eu spun că e abținerea de la mâncare. Uh-huh. În primul rând ne schimbăm regimul alimentar complet, pentru că nu mai avem voie să mâncăm grăsimi pe baze animale. Deja te duci departe. Da? Da. Dar ce e postul atunci? Dacă ne uităm la postul religios, da? Da. Vedem că la unii post înseamnă că pot mânca orice, dar doar după o anumită oră. Da. Da? Da, așa e. O interpretare proprie. Nu. În alte religii. În alte religii, da? Postul înseamnă a ne abține de la mâncare până la sfințitul soarelui, da. După care putem mânca orice. Da? Ajutorul lui Dumnezeu. Postul la catolici te lasă să mănânci și lapte și ouă, tot ce e alb. Eu sunt ortodox, nu m-am băgat în altă zonă. Dar la noi postul este ceva mai restrictiv. Așa e. Da? Așa e. Și atunci, care e postul de fapt? Nu știu, ăla care ne face bine, în primul rând. Exact, mă gândesc. Exact. Bravo. Exact, da? Așa. Ce a demonstrat domnul acesta din Japonia? A demonstrat că în momentul în care nu se mai mănâncă deloc, ceea ce e puțin cam dificil, exact. Da? Și se bea doar apă, da. Corpul, celulele din corpul nostru încep să mănânce din celulele toxice din interior. Pentru că corpul trebuie să aibă energie în continuare, nu? Da. Chiar dacă nu mâncăm, noi trebuie să trăim. Exact. Și atunci au observat lucrul acesta că ele încep să adune deșeurile de prin organism și să mănânce din ele. Acesta este mecanismul, așa, în două cuvinte, prin care corpul începe, practic, un proces de autovindecare.
Să știi că am avut pe cineva aici care a ținut o dietă pe principiul acesta doar cu apă și a dat roade, însă totul s-a făcut sub observația unui medic de specialitate. Obligatoriu un medic sau un nutriționist sau un terapeut care știe ce face, pentru că altfel putem ajunge la lucruri mai rele. Așa e, așa e. Tocmai de aceea am vrut eu să punctez prezența medicului. Da, pentru că sănătatea până la urmă nu este de joacă. Nu, nu e de joacă, dar eu după ce a fost acel simpatic și onorabil invitat, eu mi-am pus în gând și în fiecare luni, cum este și astăzi, nu fac decât dimineața îmi fac un smoothie din dovleac, pe care peste zi nu mai mănânc nimic până a doua zi, beau foarte multă apă și nu am probleme și chiar am slăbit foarte rapid. Super fain, de ce? Pentru că o bucățică din programul nostru sugerează și asta. Dar nu toată lumea este dispusă să nu mănânce o zi întreagă. Eu sunt dispus pentru că țin la frumusețea mea. Frumusețe, sănătate. Monica, îți propun să mergem mai departe cu subiectul după o scurtă pauză de publicitate, când vreau să aflăm în ce constă programul tău pe care ne-l spui astăzi de 40 de zile și vreau să mai clarificăm că noi confundăm postul cu mântuirea, cu abstinențele, exact, cu o mâncare în orice condiții sau dimpotrivă cu o dietă. Luăm așa foarte multe chestii la oaltă. Ne lămurești tu imediat, sigur, după o scurtă pauză de publicitate.